Bun găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologii. Suntem în căutarea stării de bine și astăzi l-avem alături de noi pe Alin Ghine și vom discuta despre cum ne ajută plantele în starea noastră de bine. Bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Am să vă spun despre care sunt specializările tale, ca să nu mă încurc eu în ele. Fitoterapie, iridologie și nutriție sunt specializările mele. Cum vin clienții la tine? Cu ce probleme vin în general? Hai să zicem din componenta asta a stării de bine, din componenta psihologică, nu afecțiunile poate mai grave din punct de vedere fizic, pe partea emoțională. Având în vedere contextul actual destul de complicat, bineînțeles că această pandemie a venit și a modificat un pic inclusiv starea de bine. Și atunci și profilul psihologic sau, dacă vreți, latura psihică a fiecărui pacient s-a modificat un pic, din păcate. Și fitoterapia, apropo de specializări, fitoterapia vine și ajută foarte tare tot ceea ce înseamnă zona psihică sau starea de bine. Și plantele ajută într-adevăr în ceea ce înseamnă echilibru psihic, prin echilibrarea acelei balanțe dintre hormon negativ, hormon pozitiv sau, dacă vreți, hormon stresori și hormon pozitiv. Deci iată că această știință, care este destul de veche, cu o vechime de peste 5.000 de ani, deci deja a trecut, să zicem așa, proba istoriei, vine și ajută foarte tare, în special în această zonă destul de agresată în această perioadă, partea psihică. Aș vrea să înțeleg un pic cum vine asta cu hormon negativ și hormon pozitiv, că mă gândesc că și ea negativ sunt buni și n-aș vrea să plecăm de aici cu o preconcepție că anumiți hormoni ne sunt răi. Bineînțeles că pe specia umană, pe structura umană, fiecare hormon are rolul său în organism. Dar atunci când vorbim de stări de anxietate, că vorbim de stări cu tendințe depresive, acei hormoni, să zicem, pozitiv, că vorbim de serotonină, că vorbim de oxitocină, dopamină, endorfine, au de suferit. Și atunci, prin fitoterapie, prin anumite plante cu acțiune în această zonă, vin și echilibrează această balanță. Că vorbim de spaime, că vorbim de frici. Sunt foarte multe persoane, foarte mulți pacienți care vin cu anumite frici, fie că vorbim de diagnostice complicate, nu intrăm acum în discuție, fie că vorbim de contextul pandemic, această balanță se poate modifica. Sau că vorbim de foarte mulți tineri, între 25-40 de ani, care în urma efortului susținut în jobul pe care l-au de făcut, se dezechilibrează și vorbim de acel sindrom, spre exemplu, burnout. Și atunci, prin fitoterapie, venim și echilibrăm această zonă. Aș vrea să te întreb în ce măsură un client de-al tău sau pacient a venit cu depresie, dar o depresie poate rezultată ca urmare a burnout-ului și nu neapărat pentru că i s-a pus un diagnostic de către medicul psihiatru. În ce măsură fitoterapia a reușit să-l ajute? Deci dacă ai în minte un caz, normal nu-i dăm numele, și cam după cât timp s-a recuperat, în ce fază a venit el la tine și cam cât a durat acest proces și ce a trebuit să facă ca să iasă din stările acelea? Din păcate, din ce în ce mai mulți pacienți vin cu tendințe depresive sau cu depresii într-un stadiu cronic. Deci vorbim de acele depresii care sunt de peste 3 luni de zile și care urmează un protocol terapeutic. Protocol, adică merge deja la psihiatru? Sau? Da, și inclusiv medicamentos. Uh-huh. Și atunci discutăm, spre exemplu, de cazuri care, spre exemplu, de ani de zile urmează un protocol medicamentos și cu consilierea specifică afecțiunii. Bineînțeles că fitoterapia sau medicina naturistă poate să vină să completeze, fără să anuleze, un protocol medicamentos în această zonă, fără niciun fel de probleme. Deci nu neapărat trebuie să întrerupă tratamentul medicamentos. Nici nu este indicat și niciodată nu recomand pacienților să întrerupă, dacă vorbim de patologii din această sferă, să întrerupă un protocol alopat, spre exemplu, dimpotrivă. Sunt foarte multe organe sau inclusiv sistemul imunitar care poate are de suferit atunci când vorbim de o depresie, anxietate. Și atunci medicina naturistă, prin fitoterapie sau gemoterapie sau alte ramuri ale fitoterapiei,
vine și ajută tot sistemul imunitar, astfel încât când vorbim de o boală să nu se poate manifesta, fie că vorbim că este perioada de agens patogen, virus, bacterii, să aibă un sistem imunitar care să poată să contracareze astfel de manifestări. Adică, practic, pe depresie, sistemul meu imunitar scade și tu, ca fitoterapeut, vii susțin și susții, exact, partea de imunitate. Exact. Okay. Dar nu compensezi neapărat tratamentul medicamentos pe care el deja îl primește? Încă o dată, nu se anulează. Am înțeles că nu se anulează, dar nu, mă gândeam în ce măsură, nu știu, poate cantitatea care este, de substanță care este administrată. Asta o stabilește medicul curant. Deci medicina naturistă nu vine să intervină pe un protocol deja stabilit și nici măcar la cantități, sub nicio formă. Asta am înțeles, da, am înțeles, dar în ce măsură, dacă vine și apelează la un tratament dat de către un fitoterapeut, poate să îmbunătățească procesul categoric și să vadă și asta rezultatele. Da, asta te întrebam, dacă ai un caz concret, uite în ce fază a venit, eventual ce, cam ce lua și după cât timp vedea rezultatele. Spre exemplu, mi-aduc aminte de un caz, o doamnă care a suferit o traumă, o pierdere destul de mare din membrii familiei. De 5 ani de zile este sau era pe tratament protocol alopat și de câteva luni de zile, bineînțeles, merge în paralel și cu partea de medicină naturistă și deja starea dânsei s-a îmbunătățit foarte tare, însemnând că s-au diminuat foarte tare stările de anxietate, cu odihna a venit la un alt nivel. Atunci când odihnă însemnând că atunci când se trezește dimineața, se trezește odihnită și nu mai există acea stare care este din ce în ce mai des la pacienți. Ok, ne odihnim din punct de vedere fizic, dar din punct de vedere mental suntem la fel de obosiți. Anumite patologii, spre exemplu o hipertensiune arterială pentru care făcea tratament, bineînțeles, a început să fie reglată și atunci sunt și alte beneficii, să zicem, ale medicinii, da, ale medicinii naturiste. Voi, practic, sau tu, protocolul tău înseamnă, presupune și studierea analizelor pacientului înainte să... Anamneză. O anamneză, o discuție cu pacientul. Dacă sunt investigații de natură, să zicem, biochimie sau RMN-uri, CT-uri, bineînțeles că mai întâi să vede profilul și un istoric medical al pacientului. În funcție de istoricul medical, în funcție de profilul pacientului, se stabilește protocolul fitoterapeutic și inclusiv la partea de dietă, nutriție. Deci, practic, e nevoie să urmărești și partea asta cu dieta. Și dacă omul nu ține? Este foarte important, încerc să-l conving să țină și încerc să-l conving să privească dincolo de medicamente. Nu, hrana să vă fie medicament. Și atunci mergem pe dietoterapie, adică acea știință care abordează boala cu o anumită alimentație corectă. Adică sunt alimente permise sau alimente interzise. Și aici pun foarte mare accent și încerc să conving fiecare pacient cât de importantă este nutriția în a trata sau în zona de profilaxie. Pentru că putem să mergem inclusiv în această zonă. Da, pentru că vorbeam despre depresie și acum probabil că o să luăm pe rând ori depresie, după aceea anxietatea. Sunt anumite alimente pe care trebuie să le evităm în momentul în care suntem în fază de depresie? Tot ce înseamnă, spre exemplu, acele alimente cu rol excitant, spre exemplu, condimentele iuți sau excesul de ciocolată, zahăr alb, brun. Dacă nu putem să renunțăm la ele mâncări, să încercăm să reducem din cantități. Dacă vrei explicația, de ce, ca să înțeleagă și cei care ne urmăresc, care poate nu au ajuns la tine, de ce e nevoie să, adică de ce trebuie să renunțăm la ele? Ele ce ne fac? Pot fi o sursă. Scuze-mă, dincolo de faptul că nu sunt sănătoase poate pentru corp, dar din perspectiva depresiei, ce fac ele? Pot fi o sursă de excitație cerebrală. Și atunci este bine să încercăm pe cât posibil să reducem din cantități. Atunci când mergem pe un protocol, fie alopat, fie naturist, fie integrat, de a contracara această afecțiune care este din păcate din ce în ce mai des întâlnită, trebuie să renunțăm la acele alimente care pot fi surse de excitare nervoasă. Spre exemplu, consumul excesiv de cafea.
Știm foarte bine, o cafea poate să fie benefică pentru organism. E, atunci când vorbim de anumite patologii din sfera aceasta, în special depresia, este bine ca inclusiv consumul de cafea să se reducă cât mai tare. Deci trebuie să evităm acele alimente care au un potențial excitant nervos. Mm-hmm. Pentru că asta vine peste... Asta poate să vină peste, inclusiv peste un tratament, spre exemplu, din sfera fitoterapeutică. Atunci când vorbim de o echilibrare a balanței hormonii, o echilibrare a balanței hormonale, de exemplu zahărul sau ciocolată, da? Când vorbim până la urmă de același lucru, poate inhiba nivelul de glucoză din sfera cerebrală, că și aici este o întreagă discuție în această zonă. Știm foarte bine, ciocolata, așa în cultura populară, sau ciocolata poate să facă bine structurii cerebrale, dar în același timp trebuie să aducem aminte faptul că acea glucoză, spre exemplu, din ciocolată, nu este rezistentă la insulină. Și atunci foarte puțină glucoză ajunge în structura cerebrală ca să hrănească structura neuronală. Și atunci trebuie să găsim tot timpul un echilibru și o balanță. Tocmai de aceea anumite alimente sunt de evitat, să zicem, în această patologie. Dar se cunoaște, de exemplu, la depresie, care ar fi o biochimie a creierului, adică ce este în plus și ce este în minus la nivel de creier, că tot vorbeai de nivelul de glucoză la nivelul creierului. În primul rând, la nivel de hormoni, nivelul de dopamină scade atunci când vorbim de depresie. Nivelul de dopamină poate să aibă de suferit inclusiv din cauza acelor hormoni stresori, spre exemplu cortizolul, care este un hormon de stresor, destul de agresiv pentru organism. El intră în circulația sistemică atunci când ajunge în zona cerebrală neuronală, poate să consume mult din nivelul de dopamină. Și atunci persoana inclusiv poate să aibă probleme de memorie. Mm. Da? Este afectat inclusiv hipocampusul, locul memoriei. Atunci când venim cu anumite plante specifice acestei zone, se calmează glandele suprarenale. Da? Și atunci inclusiv nivelul de dopamină se poate reface. Cortizolul poate afecta inclusiv zona endocrină, spre exemplu glandă tiroidă, care, după cum bine știm, are o balanță destul de fină. Și atunci poate să reprezinte, să zicem, o consecință a unei depresii. Sunt foarte multe doamne, în mod special, care au avut un episod de genul acesta sau sunt într-un stadiu cronic și care au inclusiv o hipo sau o hipertiroidie. Citeam undeva, dacă nu mă înșel de curând, că raportul de depresie este 2-1 în favoarea, mă rog, în defavoarea femeilor. Exact. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Știu? Pentru că structura endocrină a femeii este mult mai sensibilă. Și noi, cum suntem ciclice și de-a lungul unei luni ni se schimbă hormonii de la o zi la alta, atunci prinde un fond fertil imediat. Și în același timp, doamnele exteriorizează mult mai greu. Adică? Asta vă spun și din proprie experiență vis-a-vis de pacienții sau pacientele pe care le am în zona aceasta de patologie, depresie. Foarte multe femei am observat că țin foarte mult tine, fie că vorbim de stres, fie că vorbim de agitație interioară, supărări și așa mai departe. Au tendința de a ține foarte mult în ele, de a nu discuta cu nimeni. Eu am văzut că bărbații sunt așa, deci mai mult sunt femeile? Nu. Ok. Cel puțin asta este, să zicem așa, cele care vin, exact, clienții, pacientele, da, care vin la tine. Da. Și tot timpul încerc să le sfătuiesc să zicem așa, să ofere creierului acele supape de eliberare a tensiunilor nervoase, fie că vorbim de sport, mișcare, aer liber, pasiuni. Sunt aspecte extrem de importante care ne mențin o sănătate cerebrală, astfel încât să nu avem o predispoziție, tendință în această zonă. Este foarte important, mai ales și în contextul actual. Deci, practic, în momentul în care fac ceva ce mă pasionează, mi schimbă biochimia creierului și compensează cu toate celelalte medicamente. Apropo de acei hormoni, în momentul în care, spre exemplu, facem sport, ne plimbăm în natură,
facem lucruri, acele lucruri de care suntem pasionați, acele lucruri care ne produc plăcere. Această plăcere are un corespondent chimic în organism. Și atunci se secretă acei hormoni buni, pozitivi, fiecare vorbind de serotonină, endorfină, dopamină și așa mai departe, care vin și atenuează, hrănesc creierul pozitiv. Bun, deci la depresie e important să renunțăm la acele substanțe, mai menționat cofeina, zahăr, cacao, zahărul, alcoolul? Nu sugerez nimănui, având în vedere... Alcoolul are o capacitate de a absorbi nivelul de oxigen din organism. Așa. În momentul în care creierul este privat de un nivel de oxigen la un anumit nivel, bineînțeles că are de suferit. Celula neuronală se hrănește și cu oxigen. Deci alcoolul sub nicio formă, nu. Ok. Deci sunt de evitat... toate acestea. Da, sunt de evitat. Cred că o să avem mulți oameni nefericiți după ce constat dacă trebuie să renunți la dulce, pentru că tendința este că atunci când nu te simți bine să apelezi la dulce, pentru că din punct de vedere emoțional, pe de altă parte, este asociat cu zona asta de caring, de avea grijă de tine, pentru că din câte știu, laptele matern este cu un gust dulce și atunci îți trezește din punct de vedere emoțional un sentiment de... Aceea este o glucoză bună pentru organism, să zicem. Dar sunt foarte multe produse pe piață, da? Care nu fac bine organismului. Mă refer strict la partea de zahăr, dulciurile din supermarketuri și așa mai departe, care, pe lângă faptul că pot provoca un țesut adipos, în același timp nici nu hrănesc așa cum ar trebui celula neuronală. Deci foarte, foarte puțin zahăr din ceea ce consumăm noi ca dulce ajunge în structura neuronală, pentru că este absorbită de insulină. Ok. Astea sunt alimentele care ar trebui să fie cumva interzise în momentul în care am depresie. Ce ar fi bine să mănânc totuși? Cu ce ar trebui să mă hrănesc? Să-mi hrănesc corpul și celula nervoasă ca să-mi fie mai bine? Sunt recomandate legume, fructe, zarzavaturi, deci acele alimente care hrănesc efectiv organismul, da? Și care conțin vitamine, minerale, acest graș esențial care sunt și foarte ușor de absorbit în organism. Atunci când mâncăm, spre exemplu, legume în starea lor naturală sau fructe, bineînțeles, conțin substanțe care se absorb undeva la între 90-95% și atunci vin și hrănesc. Intră în circulație sistemică și pot hrăni, într-adevăr, inclusiv structura neuronală. Este foarte importantă alimentația atunci când vorbim de depresie. Foarte multe persoane, spre exemplu, astăzi au tendința de a mânca pe sistem nervos. Și de foarte multe ori întâlnesc paciente care mănâncă pe sistem nervos. Pe fond nervos. Da. Adică, deși corpul este sub un mare stres, cu mult cortizol și multă adrenalină, asta înseamnă că digestia este ca și închisă și, pe de altă parte, exact, ceva din psihicul meu îmi spune, trebuie să mănânci. Exact. Dar corpul nici măcar nu este pregătit să... Nu, și foarte mulți pacienți mănâncă foarte repede. Și atunci, inclusiv procesul digestiv este îngreunat. În momentul în care ne luăm 3-5 minute, mâncăm pe fugă, cum zicem noi, jumate din procesul de digestie este afectat pentru că procesul de digestie începe încă din cavitatea bucală. Da? Odată ce mestecăm, se eliberează acele enzime bune, digestive și mâncăm repede, pe fugă și după aceea ne balonăm, intervine balonarea. Și începem să luăm medicație pentru zona aceasta, în loc să ne luăm cu 10 minute în plus pentru fiecare masă, începem și luăm medicație. Asta mai văzut-o bine acum lumea, pentru că lucrează online, poate că nu mai are acest obicei, dar când nu eram în perioada de pandemie și ieșeam cu clienții la masă, cu managerii din diferite organizații cu care eu lucrez și luam masa împreună, tocmai pentru că noi și vorbeam, povesteam în timpul mesei, în loc să ne oferim acel moment de liniște, de fiecare dată ajungeam să mă balonez. Pe când, în perioada de pandemie, am început să mănânc liniștit, să-mi iau eu timpul meu, fără alte activități suplimentare. Balonările au dispărut. Da, exact. Este firesc. Da. S-a reluat un proces natural de digestie. Foarte mulți tineri, încă o dată repet, că între 25-40 de ani, care lucrează foarte mult, stau foarte mult la birou, fie că vorbim că lucrează de la serviciu, fie că vorbim că lucrează de acasă, au acest obicei de a mânca foarte repede.
E, acest obicei, care poate să devină cronic, adică m-am obișnuit de niște luni de zile, de niște ani de zile, să mănânc pe fugă, în timp poate să creeze inclusiv patologii digestive. Și atunci discutăm de altă zonă. Apropo de ce spuneai cu legume și fructe, iarăși dacă sunt crude și nu sunt mestecate cum trebuie, pot să devină nocive, mă gândesc, pentru corp? Pot deveni corp. Nocive pentru mucoasa gastrică. Bineînțeles că și aceste legume, spre exemplu, dacă există o gastrită hiperacidă sau o gastroduodenită, ele nu trebuie consumate crude, ci preparate termic fierte, da, deși aici este, se asociază în funcție de istoricul medical al fiecărui pacient, spre exemplu. Nu este recomandat să consuma foarte multe legume crude, pentru că atunci modifică într-adevăr mucoasa gastrică și iarăși, de exemplu, sau, apropo, dacă sunt foarte multe persoane care au afecțiuni colecistice, biliare, care, spre exemplu, nu au în familie, că și afecțiunile colecistice merg pe structură heredocolaterală, deci se pot găsi undeva o predispoziție. Exact. Uh-huh. Și atunci, doar din faptul că au mâncat pe fugă, cum zicem noi, își dau peste cap bila. Uh-huh. Adică au forțat foarte tare colecistul. El nu se mai contractă suficient, bilirubina se întoarce în structura hepatică și uite, apar dischinezii biliare. Uh-huh. Deci doar dintr-un simplu, să zicem, obicei alimentar nociv pentru organism, pe lanț, să pot crea o sumedienă de patologii. Revenind la ce alimente sunt utile, aș vrea să te întreb, apropo de fitoterapie și gemoterapie, sunt anumite substanțe, anumite plante care sunt mai des întâlnite în cazuri de depresie și pe care tu le recomanzi? Bineînțeles, nu ne propunem acum să oferim consultație în direct și ceva general valabil pentru toată lumea, dar sunt curioasă dacă sunt anumite plante specifice. Spre exemplu, este foarte indicată rodiola, care este o plantă care vine și inhibă sau atenuează acea stare de neliniște, uh-huh, acea stare de anxietate. Sau putem mai vorbi... Scuze-mă, știu că am luat și eu la un moment dat rodiola și am găsit-o sub formă de fiole, deci lichidă, și sub formă de pastile. Capsule. Cum recomand? Eu recomand capsule în general, pentru că în capsule avem planta întreagă uscată. Deci, pe partea de fitoterapie, că vorbim de capsule, că vorbim de gemoterapie, că vorbim de tincturi, că vorbim de ceaiuri, de sunt mai multe modalități de a prepara o plantă, din punct de vedere științific, planta uscată, măcinată și încapsulată este cea care își păstrează cel mai bine proprietății, da, fitonutrienți. Și atunci eu de regulă recomand capsule. Capsule care conțin planta uscată și încapsulată. Spre exemplu, că vorbim, rodiola este o plantă care ajută foarte mult în zona aceasta. Îmi elimină starea de anxietate, agitația interioară, poate să regleze inclusiv somnul. Acest echilibru care poate fi foarte ușor afectat de depresie. Da, am și o curiozitate. Practic, în momentul în care spui capsulă sau partea asta lichidă, eu cel puțin care urc pe munte, știu că de preferat este să iau lucruri care sunt lichide pentru că se absorb mai rapid. În ce parte din corp se absorbe rodiola, care îmi bănuiesc că are ea la rândul ei niște substanțe utile pentru corp? În ce zona a corpului se absorbe? Știu că unele se absorb, de exemplu, la nivelul intestinului subțire, altele... În primul rând că vorbim de metabolizare. Absolut toate substanțele pe care le ingerăm, fie că vorbim de fitoterapie, ele trec prin zona hepatică. Ficatul le metabolizează și bineînțeles că intră în circulația sistemică. În momentul în care ajunge în circulația cerebrală, rodiola vine și ajută foarte mult în zona aceasta. Sunt plante, într-adevăr, care se absorb la nivelul duodenal, da? Mm-hmm. Și sunt plante care se absorb la nivelul intestinului subțire, cealaltă parte din intestin subțire.
Inclusiv, spre exemplu, sunt plante care din sfera digestivă, care ajută foarte mult în patologii gastrointestinale, care se absorb prin zona duodenală. Fac o paranteză aici, că sunt foarte multe persoane care iau suplimente alimentare, în special cele de B12, B-urile. Ele se absorb în prima parte din intestin subțire. Da? Deci, sunt lucruri diferite. Da, și atunci, apropo de absorpția asta între a lua ceva lichid și a lua ceva care este solid, da? Pentru că capsula este ceva solid, este vreo diferență? Este o diferență de timp. Ah, ok. Lichidul se absorbe mult mai repede. Unei capsule îi trebuie un pic mai mult timp. Dar ca și rezultat, rezultatele sunt aceleași. Dacă dorim o absorție mai rapidă, mergem pe partea de lichid, fie că vorbim, spre exemplu, de tincturi, da? Sau de alte preparate lichide, subnatural și așa mai departe. Dacă vorbim în general de ceea ce înseamnă un protocol pe o patologie cronică, mergem în partea de capsule. Ne-ai povestit până acum ce aliment ar trebui să luăm în momentul în care avem depresie, ce să evităm. Ne-ai povestit despre rodiola. Ce facem legat de anxietate? În cazul ei este ceva diferit față de depresie din punct de vedere al alimentației? Bineînțeles, din punct de vedere simptomatic este diferit. Este diferită. Dar voi, din perspectiva fitoterapiei, cum o abordați? Din păcate, din ce în ce mai multe persoane astăzi se confruntă cu astfel de situații. Foarte multe persoane confundă depresia cu anxietate și intră și mai tare în panică, ceea ce, bineînțeles, având un fond anxios, iarăși nu face bine, deci suntem într-un cerc vicios. Fitoterapia vine și abordează... Scuze-mă, ca să punctăm, în cazul anxietății avem o frică de ceva ce se va întâmpla în viitor. Fiecare exact. Cu fricile lui, poate să fie și ceva generalizat, ok, dar în general este o frică legată de viitor. Exact. Apropo de frică legată de viitor, pentru că creierul, până la urmă, nu știe să facă diferența dintre ficțiune și realitate. Dacă noi ne gândim la un anumit subiect, cu o teamă. Sau ne uităm la un film care este foarte agresiv. Exact. Și atunci începem și ne închipuim sau începem și ne facem scenarii care nu au nicio legătură cu viața noastră reală. Bineînțeles că nu facem nimic altceva decât să hrănim această stare anxioasă. Dar atunci, spre exemplu, când mă confrunt cu astfel de tendință, patologie, încerc să vorbesc cu pacientul și să îl fac să înțeleagă ca ceea ce gândim sau ne imaginăm, exact asta interpretează creierul atunci când avem de-a face direct cu o anumită situație despre care noi ne-am imaginat la un moment dat. Momentul în care venim și schimbăm gândirea, creierul, bineînțeles că nu mai reacționează la fel. Dacă vreți, în zona aceasta de anxietate, se poate merge în paralel cu o curățenie psihică și în același timp și cu fitoterapie, pentru că fitoterapia nu vine decât să susțină organismul și structura cerebrală, structura neuronală într-un proces pe care pacientul trebuie să fie, de care pacientul trebuie să fie foarte conștient și să renunțe, spre exemplu, la acele stări imaginative sau la acele gânduri care mă introduc într-o stare anxioasă. Deci fitoterapia nu este ajută foarte tare. Calmează, poate să calmeze pacientul, la fel poate să îmi oferă acei hormoni de care discutam mai devreme, acei hormoni buni, pozitiv, serotonina, endorfine, oxitocină și așa mai departe, dar în același timp încerc să vorbesc cu fiecare pacient și să găsească acea formulă, pentru că până la urmă ține de el, să găsească acea formulă astfel încât să aibă acele gânduri bune, acele gânduri care au corespondent hormonal și este foarte important. Bineînțeles că și aici, în partea de anxietate, fitoterapia vine, dacă vreți, fitoterapia tradițională, vine cu acele plante precum sunătoare, tei, roiniță, care, lămâiță, iarăși, deci sunt plante care liniștesc structura nervoasă, calmează, au, bineînțeles, intră în circulație sistemică și pot
repara, să zicem, inclusiv un exces de cortizol, adrenalină. De multe ori, în stările de anxietate, organismul primește un semnal fals și atunci și pulsul se modifică, omul devine agitat, stresat, poate să aibă inclusiv palpitații, tulburări de ritm cardiac și așa mai departe. Deci este o întreagă simptomatologie în această zonă. Iar fitoterapia vine și reglează aceste lucruri, dar încă o dată repet, și cu o conștientizare a pacientului care se confruntă cu astfel de situații. Da, și eu ca psihoterapeut simt, de exemplu, la cazurile de depresie că e foarte importantă componenta asta de tratament medicamentos, tratament naturist. Și întâi e nevoie să se regleze, să se echilibreze ceva acolo, ca eu după aceea să vin cu zona de psihoterapie. La anxietate simt că este foarte mult despre psihoterapie și de exact. A lucra cu gândurile omului, dar într-adevăr și de a liniști un pic sistemul luând astfel de exact. Substanțe. Recomand ceva anume să evite din punct de vedere alimentației sau rămân valabile tot așa cele substanțe care, până la urmă, zahărul, cofeina, nu vin decât să toarne gaz peste foc, să dea exact. Acea energie agitată corpului și să spună e panică. Avem ceva de luptat, un urs, un... Spre exemplu, sucurile nenaturale. Fie că vorbim de acele sucuri acidulate, fie că vorbim de sucuri nenaturale care nu au acid. Că și aici creează o confuzie destul de mare. Foarte mulți pacienți vin și spun, ok, beau suc, nu este natural, dar nu are acid. Uh-huh. Da, dar are o cantitate importantă de zahăr. Și atunci, bineînțeles că trebuie să renunțăm, spre exemplu, la sucuri nenaturale cu acid sau fără. Și este foarte important. La una dintre băuturile cele mai des întâlnite, cu o culoare mai închisă, nu dăm nume, parcă ce ziceam la un moment dat că atunci când bei poate un litru, e ca și când torni o ceașcă, o cană de zahăr, este adevărat? Cam așa se asimilează? Este chiar mai rău decât atât. Pentru că acea băutură are aspartam, nu are zahăr. Ok. Și aspartamul este de 50 de ori, 60 de ori mai nociv decât zahăr. Uh-huh. Și îi creează un fond de inflamație în organism. Okay. De fermentație. Și atunci, bineînțeles că trebuie eliminat toată zona aceasta de tot ce înseamnă sucuri nenaturale, cu sau fără acid, în total interzise. La fel rămân în partea de anxietate, la, să zicem, alimente interzise, tot ce înseamnă zona aceasta de zahăr albrun, sucuri nenaturale cu sau fără acid, cafea în exces, ciocolată, cacao, ciocolată în exces. Deci trebuie să fim foarte atenți și rămân valabile, bineînțeles, acele alimente, legume, fructe, cereale integrale, deci cele fără zahăr. Fructele conțin acea apă bună, acea apă hrănitoare, care îmi conțin vitamine, care vin și hrănesc, în special cu beuri. Da? Deci, iată, sunt o sumedenie de... Este foarte important, spre exemplu, ar fi mult mai ușor pentru pacienții care se confruntă cu astfel de situații să știe mai degrabă, domne, ce nu am voie să mănânc sau ce nu am voie să beau. Dar ce înseamnă cafea în exces? Ce înseamnă ciocolată în exces? Spre exemplu, la cafea în exces, două cafele pe zi, este dovedit științific, că nu, să zicem așa, nu fac rău organismului. Fie că vorbim de structura neuronală, fie că vorbim, spre exemplu, de partea digestivă. În general, aici de-a lungul timpului s-au făcut fel de fel de discuții și sunt fel de fel de opinii, inclusiv în dovedite, să zicem, încercate științific. Două cafele pe zi s-a dovedit științific că nu afectează nici gândirea, nici starea de sănătate, nici, dacă vrei, nici starea psihică. Tot ce înseamnă a depăși două cafele pot excita din punct de vedere nervos structura neuronală și atunci putem să devenim mai agresivi, putem să fim inclusiv mai impulsivi, ceea ce poate nu ne stă în fire. Să nivelul de agresivitate. Exact. Da. Poate afecta inclusiv tensiunea.
Bineînțeles că aici depinde de la persoană la persoană. Că, Încă uite, o eu dată, care nu beau istoricul. cafea, dacă beau o ceșcuță, clar, voi simți la nivelul inimii, voi simți o agitație interioară care nu este ok. Chiar de dimineață mi-a trimis o prietenă un articol în care vorbea despre în niciun caz nu beți cafeaua dimineața pe stomacul gol. Era o explicație că, practic, introduci corpul în acea agitație, crești nivelul de cortizol, de care nu are nevoie fix în momentele acelea, ci ar trebui mai târziu, când simțim oricum corpul dimineața începe el să-și producă toate substanțele ca să te mobilizeze și să intervii cu cafeaua în momentul în care simți că îți cade energia. Bine, acum, într-adevăr, unii oameni se trezesc de cu dimineața cu energia joasă. Pentru că să ne apropiem de finalul emisiunii, o să mai am două, trei întrebări. Spune-mi, te rog frumos, care e ideea cu vitamine, cu B-urile, care vin și ajută în depresie, în tulburările psihice? De ce? Cum ajută ele? Ok. B-urile vin, intră în, să zicem că facem un tratament de B-uri sau sunt foarte multe persoane care fac cure cu magneziu. Da? Spre exemplu, B-urile, odată intrate în circulația sistemică, în zona neuronală, alături de oxigen și glucoză, hrănesc terminațiile neuronale, da? Axonii. Odată ce hrănesc terminațiile neuronale, inclusiv ceea ce înseamnă gândire, emoții, care pot fi rezultanta unei anumite gândiri, focusarea, concentrarea, sunt mult îmbunătățite. Mm-hmm. Depinde foarte tare, iarăși revenim, care este, dacă vrei, calitate. Ok. Mai vorbeam și despre atacuri de panică. E ceva diferit față de anxietate din punct de vedere al tratamentului prin fitoterapie? Fitoterapeutic. În atacul de panică, într-adevăr, organismul primește acel semnal fals. Uh-huh. Da? Acel semnal care este un semnal de viață și de moarte. Exact. Uh-huh. Luptă pentru a supraviețui. Exact așa interpretează organismul. Modifică ritmul cardiac, se creează o vasoconstricție, tensiunea poate să crească. Și iată acele simptome atât de neplăcute pe care pacienții care se confruntă cu astfel de situații le au. Fitoterapia abordează, bineînțeles, și astfel de, să zicem, stări. Tot așa mergând pe calmare, creând o stare de bine, mergând pe sistem endocrin. Asta se iau în timpul atacului de panică sau se iau preventiv ca să reduci atacurile de panică? Fitoterapia în această zonă merge pe o zonă, dacă vrei, preventivă. Uh-huh. Pentru okay. că fitoterapia acționează în special în zona de profilaxie. Okay. Are altă structură chimică, da? Fitonutrienții din plante, într-adevăr, intră în sânge, acționează, dar ei au mai degrabă o structură de a preîntâmpina, de a preveni atunci când discutăm de astfel de lucruri. Ok. Care este intersecția între psihoterapie și fitoterapie și dacă tu ai exemplu de succes de colaborare cu psihoterapeutul în momentul în care tratați o afecțiune, să zicem, emoțională? Categoric, așa cum spuneam și mai devreme, atunci când discutăm de zona psihoemoțională, fitoterapia nu vine decât să ajute pacientul. Uh-huh. Psihoterapeutul vine și centrează și pacientul astfel încât să poată să-și ajute el cât mai tare. Eu colaborez cu psihoterapeuți în zona aceasta. Dar discutați despre client, evoluție. Vă reglați da. Fiecare ce are de făcut în funcție de... Exact, exact. Uh-huh. Se face ca un protocol integrat. Okay. Atât din punct de vedere fitoterapeutic, ca și tratament, cât și din punct de vedere psihoterapeutic, la fel ca și zona de tratament. Și atunci, ca o comisie, să spunem așa, în care fiecare, pe specialitatea lui, trage anumite concluzii
și hotărâm mai departe cum abordăm situația, pentru că este foarte important să existe un sistem integrat. Și este foarte important să înțelegem că nici fitoterapeutul nu anulează sub nicio formă munca psihoterapeutului și nici invers. Pot spune că pacienții au rezultate poate de două ori mai rapide într-o astfel de colaborare. Și aici trebuie să mai lucrăm. Da, și eu trebuie să recunosc că îi rog pe clienții mei să meargă să-și găsească pe cineva. Nu am un parteneriat cu un anumit fitoterapeut. Bine, și ideea că fiecare are chimie cu altcineva și să nu rămâi canalizat pe o singură persoană. Mi-ai spus mai devreme că ești specializat și în iridologie. Poți să vezi anxietatea, depresia, atacurile de panică? Poți să le vezi la nivelul irisului? Sau sunt alte lucruri pe care le vedem acolo? Iridologia e o ramură a științei medicale ce analizează semnele și marcajele care apar pe iris în vederea stabilirii unui diagnostic sau modului cum funcționează organismul atât pe părți cât și în ansamblul său. Atunci când vorbim de anxietate, stări de panică sau depresie, bineînțeles că sunt anumite structuri care se modifică pe iris. Că vorbim de sistemul imunitar, care este, să zicem, într-o ușoară cădere, sau că vorbim de la nivel cardiovascular, că vorbim de anumite vasoconstricții, sau că vorbim pe sistem endocrin, glandele suprarenale care funcționează în hiperfuncție, sau că vorbim de structura creierului, este foarte bine proiectat pe iris, sau că vorbim de structura cerebrală. Bineînțeles că toate aceste, să zicem, tendințe sau manifestări sau patologii se observă pe iris. Ok. Sunt curioasă acum, bine, nu știu dacă există un răspuns la întrebarea asta, ce a fost mai întâi, ou sau găină. Problemele digestive, de exemplu, sau problemele cardiovasculare sunt cele care pot să-ți dea, de exemplu, anxietatea, sau întâi este anxietatea și după aceea apar problemele acestea? Cine a fost, ou sau găină? Da, bună întrebare. Din experiența lucrului cu pacienții vă pot spune că de pe urma anxietăților sau în urma depresiilor sau stărilor de panică se pot naște și altfel de patologii. Pentru că, spre exemplu, atunci când avem stări de panică, de anxietate, acea balanță hormonală se poate modifica în organism, iar acea balanță hormonală poate acționa inclusiv la nivel digestiv și, spre exemplu, un exces de cortizol poate inhiba capacitatea stomacală de a produce suficient acid clorhidric. Și atunci, bineînțeles că... Poate în cascadă. Exact. Deci, în urma acestor stări, se pot declanșa și alte patologii și din alte sfere. Mulțumesc frumos, Alin. Am fost așa la continuu cu întrebările și am fost foarte la obiect răspunsurile tale. Vă mulțumesc celor care ne-ați urmărit până acum. Sperăm să ne revedem și data viitoare cu subiecte cel puțin la fel de interesante. Vă așteptăm să răsfăiți și noua revistă Psihologie. Pe curând!